Scuterul electric Proto Casablanca este disponibil în culorile alb și roșu. Acesta este omologat pentru a transporta două persoane, iar pasagerul are și suport pentru picioare. Viteza maximă de deplasare este de 25 km/h, iar autonomia acestuia poate ajunge până la 59 de km cu o singură încărcare. Motorul are o putere de 3000 de W și este fabricat de către Bosch. Acesta este integrat în roata spate. Tot la roata spate găsim frână hidraulică cu disc și sistem de suspensie. Acelea sisteme fiind prezente și pe roata față, inclusiv frânarea hidraulică cu disc. Iluminarea scuterului este full LED atât pentru fază scurtă, semnalizare, cât și fază lungă. Acesta are inclusiv un buton pentru flash-uri. Același sistem de iluminare cu LED este prezent și în partea din spate, inclusiv semnalizările. Imediat sub ghidon, în partea stângă, avem un port USB pentru încărcarea dispozitivelor. Tot aici găsim și un cârlig pentru agățarea bagajelor și contactul. Prin răsucirea invers a celor de ceasornic a cheii de contact, deblocăm compartimentul de sub șa. Acesta este izolat de apă și praf și aici găsim și acumulatorul. Acumulatorul cu capacitate de 26 A și 60 V. Totodată, aici avem și butonul on-off pentru întregul circuit electric al scuterului. Portul de încărcare este situat tot în acest compartiment sub șa, iar încărcătorul din pachet furnizează până la 71,4 V și 6 A, timpul maxim de încărcare fiind de 6-8 ore. Pe lângă cricul mare ce suspendă partea din spate a scuterului, acesta beneficiază și de cric lateral. Atât roata spate cât și roata față sunt dimensiunea 120 cu 70 minus 12. Datorită motorului său puternic, scuterul este capabil să urce pantă cu înclinare de până la 30 de grade. Greutatea scuterului fără acumulator este de 78 de kg, iar masa maximă autorizată este de 246 de kg. Din locul conducătorului, odată cu punerea contactului, putem observa afișajul digital. Totodată, de aici putem observa foarte bine și mânerele pentru frână, mânerul din stânga pentru roata spate, iar mânerul din dreapta pentru roata față. Tot în partea dreaptă avem și mânerul pentru accelerație, iar acesta nu devine activ până când nu dezactivăm modul de parcare. Deplasăm către dreapta, apoi către stânga acest buton și acum ne putem deplasa. Tot în partea dreaptă avem și butonul pentru lumini, iar schimbarea între fază lungă și fază scurtă se face din partea stângă, iar aici avem butonul pentru flash-uri. Un pic mai jos avem butonul pentru semnalizare, ce ne indică direcția de semnalizare și în bord, și butonul pentru claxon. Pe afișajul digital putem observa viteza de deplasare, capacitatea acumulatorului și dacă suntem în modul de parcare, pe lângă kilometrii parcurși. Protact. Mai multă viteză.